Din ce în ce mai multe minore rămân însărcinate la vârste fragede, România confruntându-se cu o rată îngrijorătoare în ceea ce privește mamele tinere. Un caz similar s-a petrecut și la casa numărul 8 de tip familiar din Sâncrai. Fetițele unei familii plecate în Franța au fost implicate într-un scandal. Părinții spun că fata de 17 ani ar fi rămas însărcinată în timp ce era la casa de ajutor familial, iar cea mică de 11 ani ar fi fost abuzată tot de către un minor instituționalizat. Problema este problema copiilor mei. I-am dat într-o instituție, în centrul de plasament județului Alba, pentru că nu am avut posibilitate. Eu am fost plecată dincolo pentru a face o posibilitate la copiii mei. Când m-am întors, acum am aflat, deci înainte să mă întorc am aflat că am trei fetițe la un centru. La care centru? La Sâncrai, casă tip familiar numărul 8. Din care am aflat că două fetițe a mele a întreținut relații sexuale în această incintă. Fetița de 11 ani povestește traumatizată ce s-ar fi întâmplat. Ne înjuram și eu mergeam în cameră. Dar de ce vă înjurați? Păi că nu îmi dădea pace. Și a mers și el vinea după mine și închidea ușa și mă pipăia și ziceam că să mă lași în pace și mă lua și mă punea în pat. De acolo a început. De câte ori s-a întâmplat? De mai multe ori. Supraveghetoarele știau? Nu. Părinții s-au alarmat și au încercat să afle despre ce este vorba, dar la casa de ajutor familial au fost primiți cu ușile închise. Doamna! Doamna! Trebuie să sparg ușa. Nu forțat, trebuie să... Păi nu se poate așa ceva, de ce s-au închis? De ce s-au închis? Au primit telefon. Sunt obligat să sparg ușa dacă nu vor să ieși afară de voie bună. Până la urmă a apărut directora centrului care a spus că totul ar fi fost doar o joacă de copii. Nu știu dacă neapărat a întreținut relații sexuale sau a fost o joacă de copii sau vedem oricum se investigează, vedem despre ce este vorba și pe urmă Direcția Protecției Copilului o să vedea mai multe detalii. Fata spune că de un an de zile întreține relații sexuale cu un băiat de 17 ani. Vă rog să solicitați toate informațiile, înscrieți către Protecția Copilului. Fetița cea mare spune că ar fi avut o relație serioasă cu băiatul cu care a rămas însărcinată, iar îngrijitoarele au avut grijă de ele și le-au dat și anticoncepționale. Păi s-a întâmplat că am fost la casa de copii, în Sâncrai, la CTF8. Și pe parcurs, mi-am găsit un gagic. Și am stat cu el, vinea la mine... Și până la urmă ne-am luat amândoi și tot am avut relații acolo în casă, am avut relații, de acolo am ținut relații cu el, din casă. Și așa am rămas însărcinată cu el, de acolo. Relațiile sexuale erau în casă, în preajma supraveghetorilor? Nu erau în casă, erau în afară, erau, dar am rămas însărcinată și am stat acolo, însărcinată în casă am stat. Și mama și tata nu știu nimic de mine. Fetița cea mai mică nu știa ce se întâmplă cu surorile ei. De ce se întâmplă cu sora ta? Nu. Nu ți-a povestit? Nu, doar atunci când s-a aflat. De la cine s-a aflat? De la un băiat, că a mers în cameră și i-a văzut și... Surpriza a fost că în urma investigațiilor, conform medicului legist, fetița de 11 ani nu prezintă urme de leziuni. Se pare că adevărul ar fi undeva la mijloc. Cei doi părinți vor să reîntregească familia și au depus cerere la Protecția Copilului. Da, a fost discutat în comisie cazul minorilor, Toma Denisa și Toma Diana Maria. I s-a prezentat mamei variantele pe care le are și anume... Pentru a lua copiii, pentru a reintegra minorele, dacă dorește să rămână în România, trebuie să facă dovada unui venit în România, eventual și ajutor social.
Dacă dorește să plece cu minorile din țară, e nevoie de acordul tatălui pentru a pleca din țară, iar tatăl nu este momentan tatăl natural. Iar dacă dorești, în cadrul comisiei, doamna preciza că ar dori eventual să lase minorile în plasament la fata concubinului, ori și pentru această măsură e nevoie de acordul tatălui pentru a putea fi luat în cadrul comisiei protecția copilului minor, decizia, iar dacă nu este acordul tatălui, se poate să se ia decizia plasamentului la acea persoană după evaluarea condițiilor materiale și garanțiilor morale, dar decizia va putea lua doar instanța care poate să treacă peste acordul tatălui. Specialiștii spun că este îngrijorătoare statistica privind mamele minore. Sigur, ca normă socială, ca standard social, suntem obișnuiți cu debutul acestor relații sexuale în jurul vârstei maturității, adică 17-18 ani, când persoana capătă, are o capacitate deplină de exercițiu. Precocitatea constă în faptul că ea intervine deja la vârste mult mai timpurii, coborând deja, după cum și dumneavoastră ați văzut în experiența profesională, coborând și către 12-13 ani. Sigur că este un fapt alarmant, dar, din păcate, asta este situația la momentul actual. Sunt din ce în ce mai multe cazuri în care copii de 12, 13, 14, 15 ani au relații sexuale. Cazul a fost îndeaproape urmărit de reporterii Alba TV. Un material mai amplu va fi difuzat după știrile de la ora 18.